Furtuni violente și incendii, cu asta se confruntă o bună parte din Europa. Ploile torențiale au pus stăpânire pe Grecia și Italia, unde localități întregi au fost inundate. La polul opus, vestul Europei se topește la peste 40 de grade Celsius. Din cauza temperaturilor ridicate, pompierii din Spania se chinuie de câteva zile să stingă mai multe incendii de vegetație. Italia a fost lovită de furtuni puternice. Străzile din mai multe orașe au fost pur și simplu transformate în râuri, iar mașinile au rămas blocate pe șosele. În Sicilia, cantitățile de apă au fost atât de mari încât sute de locuințe au fost inundate. Pompierii cu greu fac față și nici nu ajung la toate solicitările. Aceeași situație este și în Grecia. În ultimele ore, zeci de regiuni au fost lovite de furtuni violente. Frontul atmosferic sever a făcut ravagii în mai multe regiuni, printre care și Halkidiki și insula Evia. Peste 27.000 de fulgeri au fost înregistrate de Observatorul Național din Atena. Ministerul Român de Externe a emis o avertizare de călătorie către Grecia până luni. Un ciclon care staționează de 2-3 zile în zona peninsulei balcanice, astfel că avem cantități destul de mari de apă în Bulgaria, în Grecia și chiar și în România. Presupun riscuri de ordin hidrologic aceste evenimente, pentru că asemenea cantități în intervale scurte de timp duc la inundații rapide. În tot acest timp, vestul Europei se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate. În Spania, canicula a provocat incendii de vegetație. Peste 3.000 de oameni din orașul Benahavis au fost evacuați. În Madrid, oamenii se topesc la peste 40 de grade. Mulți au ajuns la spital din cauza deshidratării puternice. Pentru țara noastră, vești mai bune după zilele chiar cu aspect de toamnă în anumite zone de ieri și de astăzi. De mâine vremea se încălzește, ajungem la 30 de grade în multe zone din țară. Vremea este extrem de capricioasă la acest început de sezon estival.